O inedită acțiune de protejare a mediului a avut loc în comuna dâmbovițeană Gura Ochniței. Voluntari din diferite licee din Târgoviște, precum și copii ai școlii generale din localitate, îndrumați de către o inimoasă doamnă bibliotecar din comună, au încercat să atragă atenția asupra importanței protejării mediului printr-o piesă de teatru. A fost pusă în scenă chiar în incinta bibliotecii, iar spectatorii au fost locuitorii comunei. Toți au fost impresionați de felul în care tinerii au ales ca să prezinte problemele legate de poluare și impactul acesteia asupra mediului înconjurător. Am ales această localitate pentru că ne-am dorit să facem pentru membrii comunității o reprezentație de teatru în legătură cu Pactul Ecologic European și să promovăm importanța protejării mediului înconjurător, mai ales pentru că știam de toate frumusețile din punct de vedere ecologic care sunt în această localitate și am vrut să tragem un semnal de alarmă că este important să protejăm mediul înconjurător folosind o metodă de educație non-formală care presupune și participarea publicului, în așa fel încât oamenii să înțeleagă că este foarte important ca ei să se implice. Sunt clasa 11-a și sunt voluntar aici tot de 2 ani. Majoritatea echipei are ceva experiență în spate, dar avem și voluntari care sunt la prima reprezentație acum. Am fost implicat în acest voluntariat prin liceul la care sunt și mă bucur foarte mult că am ajuns aici pentru că chiar simt că pot să schimb viețile oamenilor, pentru că prin aceste piese de teatru noi atragem atenția asupra unor probleme din comunitate și sunt mândră de faptul că pot să particip și eu la această activitate. În general, oamenii din comunitate participă alături de voi, adică sunt receptivi? Din experiență, chiar au fost oameni foarte implicați, dar din ce am observat până acum, copiii sunt cei care se implică cel mai mult. Adică și asta mă face să mă simt foarte bine pentru că știu că în ei stă viitorul țării. Și pot să-mi dau seama că chiar primesc o educație bună și mă bucur că putem să contribuim și noi la asta printr-un mod non-formal. Am știut despre această piesă de teatru Forum ceva timp și întotdeauna cum colaborez cu doamna bibliotecar Violeta Dumitrescu, am spus că nu am cum să lipsesc de la această activitate. Cum vezi asemenea activități pentru comunitatea voastră? Sunt foarte bune și sunt în creștere, pentru că la noi, de exemplu, sunt foarte mulți copii, elevi de la liceu, de la școală, care vin permanent, vin aici, ne sunt alături, la fel și noi suntem alături, îi sprijinim, întotdeauna punem mână cu mână să formăm o educație cât mai bună și noi întotdeauna atragem copiii ca să umplem bibliotecile. La câte cărți sunt, așa și elevi trebuie să fie. Se întâmplă asta la Ognița? La Ognița, din ce în ce mai mulți elevi, da, vin, în principal. Și căutăm pentru educație, căutăm pentru, în ultima perioadă, acum deja căutăm pentru scriitori, pictori, pentru fiecare care se percepe la ceva. Să-i atragem aici, să îi ajutăm la dezvoltare. Ne-am învățat și spunem da tuturor oportunităților, chiar dacă oportunitatea este îmbrăcată în salopetă și arată ca munca, spunem da și știm sigur că orice activitate este unică în felul ei și are publicul ei, nu numai copii vin la bibliotecă, lucrăm foarte bine cu adulții, avem foarte, foarte multe. Aceste piese de teatru Forum sunt binevenite? Oamenii se deschid către... Sunt, cred că este a cincea oară când găzduim un astfel de eveniment. Avem o colaborare foarte bună cu Biblioteca Județeană și acolo oameni foarte implicați. Avem chiar metodistul Bibliotecii Județene, l-am numit cumva locomotiva bibliotecilor județene pentru că a reușit cumva ca să aducă județul Dâmbovița pe primul loc la biblioteci deschise și activități. Copiii sunt minunați și voluntarii, avem și noi voluntari în comună și facem activități deosebite.